mașina pompierilor ar trebui să stingă focul și să fie cât mai puțin fum, dar văd că e sursă mare de poluare. O fi veche, o fi defectă. Nu știu ce arde aici, lângă biserică, lângă parcul drumul taberei, dar văd și mașina smurd și pompieri. Dar miroase numai fum de motorină. Mașina de poliție. Oho, multe mașini. Nu pare să ardă nimic. Alertă falsă, zice lumea. Asta pare mai modernă, măcar scoate mai puțin fum. A ieșit ca la adunare electorală. Ține cineva legat. Ce a făcut? A dat foc pe balcon, că e probleme, țin că ce-a într-o oală, acolo erau flăcări pe balcon. Și era fum în tot locul. Păi și ce arde asta? Documente, secrete? Niște cărți, cine știe că vorbește singur, are personaje imaginare, urlă toată noaptea, eu stau deasupra ei. Și dedesubt, vecina, vai de sufletul nostru. Și vine și vine și nu-i prima dată, da? Vai de mine, uite, nu era născut de când ne-am mutat. Deci l-am crescut numai eu știu. Și am început să vă spun, nu pot, să mină și doctorul, de ce la vârsta mea am avut probleme? Și singură? N-are familie pe mine?
față dintre colocatari. Da. Ca de obicei. Da. Spune și mie că la asociația eu s-ar putea să fie nevoie. Păi voi de ce nu filmați? Toată lumea are telefoane. Al meu mai mare să mă ucrezi. Îți bag pe curaj cu TV. Deci pe mine doctorul nu mai înțeleg de ce am pământ. Ce faci? Stres. Nu ești dorm, asta fac, nu? Dorm de 20 de ani aproape. Deci, cum e? Curaj? Curaj.